Primăria pregătește începerea lucrărilor pentru o nouă pistă de biciclete care va fi amenajată pe carosabil și va fi delimitată de benzile de circulație pentru automobile. Traseul pe care vor putea circula bicicletele va fi Ronda Agronomie, Bulevardul Carol I, Bulevardul Independenței, strada Elena Doamna, pod Tudor Vladimirescu. Lungimea totală a pistei va fi de 11 km pe ambele sensuri de mers. Lucrările fac parte dintr-un proiect la care și-au adus aportul și asociațiile bicicliștilor ieșeni. Pistele vor fi marcate cu verde și delimitate cu butoni reflectorizanți, care vor fi montați din 3 în 3 metri. În stocurile municipalității se află deja 2500 de butoni, iar în prezent primăria organizează o procedură de achiziție publică pentru încă 1000 de butoni.